Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Brașovul Actual. Discutăm astăzi despre Muzeul Prima Școală Românească, o adevărată comoară, din păcate, uitată de mulți. Și l-am alături de mine pe preotul profesor doctor domnul Vasile Oltean. Discutăm acest subiect. Sunt onorat. Bună seara și bine ați revenit în studiul nostru. Sunt onorat să revin la dumneavoastră, sunt onorat de subiect și chiar vă mulțumesc pentru că abordați un asemenea subiect atât de drag mie. Vorbim despre cea mai veche școală din România. Cu mândrie domnul o spun părinte. Că totuși este cea mai veche școală din România. Chiar dacă vor unii să afirme sau nu. Pentru că încă la ora actuală nimeni nu poate dovedi că în secolul XI au manual de școală. Eu am luat de bună afirmația din istoria învățământului secolul XVI, așa vor mușchii lor. Că școala e din secolul XVI, școală umanistă de slavonie pentru fii de iobagi. Eu nu știu ce fii de iobagi ori fi văzut ei, pentru că în secolul XVI cel mai sărac și chiar n-avea cam 3.000 de oi. Cei mai mari negustori din sud-estul Europei erau șchienii noștri care duceau toată marfa Brașovului spre Balcani încolo, ajungând până în Siria Levant și mergeau la domnii din țara românească și Moldova ca la ei acasă, încât 80 de hrisoave domnești dovedesc legăturile pe care acești șchieni le aveau cu domnitorii din Moldova și Muntenia. Ce iobagi! Cum să fie școala de slavonie? Păi în secolul XVI nu se mai folosea slava nici măcar în biserică, pentru că diaconul Colesii tipărise cărți în limba română. Și atunci cum să fie școala din secolul XVI când cronica bisericii spune să înțeleagă tătămul? S-au zidit Sfânta Biserică și școala la 1495, din secolul XV se zidea pentru școală, nu pentru altceva. Ca antetimp să fie publicată în colecția de documente Zimmermann, bula papală a lui Bonifaciu al IX-lea, care la 1382 vorbea de schismatici din șchei care primeau învățătură de la pseudodascăl. Vă dați seama ce școală era asta dacă papa de la Roma o consemnează. Iar astăzi, eu zic astăzi pentru că astăzi este de cel puțin 10 ani de când tot public, manualul de școală din veacul 11-12, un omiliar, care la originea sa avea cam 700 de pagini, era manualul de bază pentru învățământul lumii, încă în veacul 4 la Roma era Fiori di Virtu, Floarea Darurilor, o carte cu conținut similar, pe care îl foloseau romanii încă în veacul 4 pentru școlile lor. Și iată-ne pe noi astăzi cu secolul 11-12 cu omiliarul întrebuințat în școală. Păi cum să n-ai școală dacă ai manual? Cunosc destule școli care își pun problema de a avea manual sau calculator electronic. Și noi aveam deja manual. Numai lecția despre virtute are 250 de pagini. Firește că m-am întrebat în condițiile găsirii unui asemenea manual cine venea să învețe după așa ceva? Și am găsit, iară zic că am găsit, de ce tot zic că am găsit, o să vă explic după asta, am găsit un catalog de elevi, 1683, cred că e cel mai vechi din țară, este expus în muzeu, catalog. Foarte fain, deci e un fel de catastif în care se scrie de toate, inclusiv listă de cărți, inclusiv listă de elevi și inclusiv ce aduceau la școală la vremea aia. O găleată cu grâu, un car cu lemne și bani, 4 florini. Cu 4 florini se cumpărau 3-4 boi. Deci cam un Mercedes de azi. Dar nu plătea elevul și nici tatăl său. Plătea tot satul, toată comunitatea care alegea din sat pe cel predestinat școlii. Și atunci fiți sigur că cel care era predestinat școlii era fiul popei, fiul notarului, fiul dascălului. Pentru că care învățau la... Dar știi ce vârstă avea? Cel mai tânăr avea 20 de ani. Nimeni nu trimitea un copil la 6 ani la școală să-l țină vreo 30 de ani prin școală și mă să-și dea seama că e prost și n-are ce face cu el. La școală se trimitea cei cu predestinație pentru așa ceva, până la dacă era fiul preotului. Băga tatăl său carte în el 20 de ani, dar băga și la muncă de trăznea. Și în felul acesta îl pregătea și era atât de bine școlit încât când venea la școală știa mai multe decât dascălul. Și tot din catalog am aflat că nu erau note. Nota era Sfântul Nicolae. Nota era Sfântul Nicolae. Nu învăța, făcea cunoștință cu Sfântul Nicolae. Și știți de ce i-a zis creangă Sfântul Nicolae la un băț? Pentru că la primul sinod de la Nicea din 325, Sfântul Nicolae l-a bătut pe un eretic, pe Arie, care susținea că Hristos nu-i Dumnezeu. Și erau prieteni și atunci explica că-i tâmpit, dar vrut să înțeleagă. Și după ce a trăznit o palmă, și acum înțelegi, l-a arestat Constantin cel Mare împăratul pe Sfântul Nicolae. Se știe lucrul ăsta foarte mănunte, dar din cauza asta creangă i-a spus Sfântul Nicolae la un băț. Dar oricum revenim la școală.
școala noastră, deci în secolul XI avem acest manual, 11-12, și deja în secolul XIX avem catalogul elevilor în care știm cam cine venea la școală. Și nu veneau numai din Brașov, de peste tot, fiind prima școală și singura școală în toată zona respectivă. Și așa ne explicăm un alt fenomen, că avem 6.000 de cărți și 30.000 de documente. O să urmărim un material cu privire la prima școală românească și revenim imediat și comentăm. Am înțeles. Un adevărat tezaur, asta adăpostește Muzeul Primei Școli Românești din Șchiei Brașovului. Manuscrise românești, grecești și slavone, documente originale ale domnitorului Constantin Bârcoveanu, colecții unice de cărți vechi și prima tiparniță din România. La prima școală românească se păstrează cu sfințenie 6.000 de cărți vechi, 30.000 de documente. Multe dintre ele sunt unicat. Pentru 5 lei poți vedea toate aceste minunății, dar nu o face nimeni. Au fost săptămâni în care niciun vizitator nu a trecut pragul muzeului. Zero turiști, zero încasări. Mă văd nemediatizat, mai ales de organismele care ar fi mândre să știe că la Brașov se găsește prima școală românească, iar străinii care vin sunt bulversați de faptul că nici brașovenii nu știu că aici este prima școală românească. M-au avut destui turiști care au venit și au fost îndrumați greșit spre alte sectoare ale Brașovului pentru a ajunge la prima școală românească, Bunoară, niște bucureșteni, luând un taxi din gară, au fost duși la școala generală numărul 1, loc de prima școală românească. El este preotul Vasile Oltean, omul care a pus pe picioare Muzeul Primei Școli Românești. Preot, ghid, muzeolog, istoric, toate la un loc și chiar mai mult de atât. Este mâhnit că sute de ani de istorie au fost uitați. Este o adevărată enciclopedie. Ți se umple sufletul de bucurie când îl asculți cu câtă pasiune vorbește despre comoara de sub tâmpa. Tavanul prezintă pe Moise cu table legii, în timpul comuniștii au fost tencuite și am găsit numai câteva urme de foiță de aur pe tavan. Și asta a fost motivația ca să realizăm ceea ce vedeți și dumneavoastră. Nu e brașovean care să nu fi vizitat măcar o dată prima școală românească. Ne-ar fi plăcut să spunem asta, dar sunt brașoveni care habar nu au că există un asemenea muzeu. Prima școală românească din Brașov îți spune ceva? Nu. Ai idee pe unde ar putea fi? Nu. Ai fi curios să vizitezi un muzeu al primei școli românești? Da. Se află în Șchei și oricând acolo poți merge, este 5 lei intrarea. Te-ar tenta? Da. Ok, o să merg să vizitez, nu e chiar probabil. Dar unde o fi oare? Aia în piața 23? Ați vizitat vreodată? Biserica Neagră? Nu. Sau casa... Nu, să știi că n-am vizitat. Prima școală românească este muzeul din zona Schiei, da? Da, nu l-am vizitat. Ați fi curioasă să-l vizitați vreodată? Poate da. 5 lei. Știm, am mai spus-o. Atât costă o lecție de istorie 100% românească cu rădăcini brașovene, cu ghid inclus în preț. Prima școală românească are porții deschise zilnic, iar părintele profesor Vasile Oltean este acolo, cu mintea, cu sufletul și cu zâmbetul pe buze, pregătit să povestească pe îndelete despre izvoarele spiritualității românești din Șchiei Brașovului. Este valoarea brașovenilor care ar trebui să deschidă ușa muzeului cu mândria de a fi brașovean. Iată un material foarte interesant. Sunteți directorul acestui muzeu. Aveți în grijă acest muzeu de aproximativ 50 de ani. E adevărat, mai am două luni și împlinesc 50 de ani. Foarte multe cărți importante. Foarte. Care este explicația acestui fenomen, că eu zic un fenomen, să se canalizeze într-un singur spațiu, în Biserica Sfântul Nicolae, atâtea cărți. În 1949 s-a dat un decret de Ana Paucăr, prin care armata română trebuia să ardă în fiecare lună 40 de metri în iar de arhivă și carte vechi, bisericească, bineînțeles. Ce însemnea 40 de metri? Cam 3 camere cât asta. Preoții care au avut curaj le-au ascuns în morminte în cimitire. Preotul nostru Ioan Plișcu le-a urcat în turnul bisericii, unde este o biserică secretă de taină. Acolo, de obicei, mari boieri, mari domnitori își ascundeau averile. Și Brâncoveanu acolo și-a ținut averea. Și după moartea lui Brâncoveanu, grație acestei ascunzători, familia lui Brâncoveanu a dus-o foarte bine financiar, că avea averea. Și în 1949, Ioan Plișcu le-a urcat pe toate în turn, și cărți, și documente, și tot. N-a spus nimănui, nici familiei, și a murit cu taină cu tot.
Și în 1967 era un profesor aici, de fapt întemeietorul muzeului, Ioan Colan, venea de la pușcărie, făcuse 8 ani de canal pentru că avea Biblia lui Șaguna în bibliotecă și nu i-a dat foc. Și l-au declarat tâlhar și dușman al poporului. Și venea de la pușcărie și nu mai angaja nimeni. Pușcăriaș. I-a luat și casa de pe castelul. Soția a fost nevoită să divorțeze de el și ca să n-aibă copiii probleme la școală, avea un băiat și o fată. Și a urcat în turn să ia o scândură. Și când a tras de o scândură, s-a dărâmat ușița aceea. Și când a băgat capul, erau 6.000 de cărbi și 30.000 de domni. Așa s-a născut Ețaurul. Am lucrat cu profesorul Colan 2 ani, jumătate, aproape 3, și apoi cu profesorul Micu încă 10 ani și până m-am rămas singur. Și de atunci lucrez la depistarea lor, cercetarea lor și mai avem încă 3 camere necercetate, tot timpul găsim. Și acum de curând am găsit o carte foarte faină, tipărită la Köln, 1541, ce credeți că conține? Toate personalitățile lumii până la 1500, câte știm până la 1500. Numai despre Temestocul este peste 100 de pagini. Și 1541, vă dați dumneavoastră seama ce valoare are în context internațional. Tot acum de curând am găsit 4 cărți despre Napoleon Bonaparte. Toate cărțile despre Napoleon Bonaparte s-au scris după moartea lui. Ori astea sunt cu 10 ani înainte de a muri Napoleon. Profesorul nostru, Nicola Nicolau, care a întemeiat școala de la Golești, al lui Dinicu Golescu, și care a fost în America să vadă căruțe care merg fără cai, și ajungând la Paris, l-a cunoscut pe Claude Bouffier, care scrie o istoria lumii și după modelul său a scris și el o istoria lumii. O folosesc de câte ori vin delegațiile la muzeu, că are 2 volume, Geografia sau Scrierea Pământului, scrie el titlul, și le citesc despre țara lor la străini și rămân uimiți că noi știam la 1800 când s-a scris cartea mai mult decât știu ei astăzi. Deci e un lucru uluitor pentru semn. Și atunci revenim la subiectul ăsta. Depistarea acestui patrimoniu extraordinar ne-a dat satisfacție enorme și pe plan local, dar ce știți, cel puțin la ora actuală, bulgarii sunt bulversați de faptul că la noi s-a descoperit istoria cetății Veliko Târnovo, care a fost distrusă de turci la 1394 și ei nu știu cum arăta cetatea. Și la mine e o carte de 700 de pagini cu desene privind cetatea și cu istoricul cetății uluitoare. Și ca tare a fost și ambasadorul Bulgariei și mulți cercetători, Neșev, Gheorghiev, Zverina Nicolaevna, au fost să o cerceteze. Și avem de la bulgari manuscrisele, corespondența lui Eftimie de Târnovo cu Nicodim de Tisbana. Avem ca manual de școală secolul 15 de la bulgari, un manual folosit pentru viitorii preoți al lui Dumnezeule, pe seama oboselii, deci Ioan Derila, Ioan Rilski, cum spun ei, tot vreo 700 de pagini. Dar iată, mai avem, dar tot aici, dar tot aici s-a tipărit primul lor abecedar, Rebenok, Bucvarul lui Pete Beron, care l-a tipărit aceea în Șchei, Brașovului, în tiparița diaconului Coresi. Și vin bulgarii surprinși de o prezență culturală atât de valoare. Deci eu nu vorbesc acum de cultura bulgarilor, nici măcar de a rușilor, că avem sute de cărți și documente de la ruși. Deci acea Biblie rusească. O avem, da? Culmea e că acum de curând am descoperit și al doilea exemplar. Elisaveta Petrovna, fiica lui Petru cel Mare, a dat 40 de cărți slave pe care le avem de la Kiev. Ea a înființat acolo o academie teologică în limba latină. Culmea, rusoaică, face o academie teologică latină. Și în acea academie studiau foarte mulți elevi de ai noștri, între care și Dimitrie Eustatevici, care a fost cel care a scris prima gramatică românească, 1757. Și prin intermediul lui s-au adus cărțile de la Elisaveta Petrovna, că el era fiul protopopului Eustate Grid din Șchei, care a ridicat etajul școlii și a făcut turnul cu ceas al bisericii. Lucrurile se leagă și el a venit de acolo încărcat de cărți, ca și taică-s-o, și tatăl său a fost în Rusia de câteva ori, se mergea peste tot. Mulți dintre elevii noștri studiau la IPEG în Iugoslavia, unde era o academie teologică, de care încă de la 1508 protopopul Mihai studia la IPEC în Iugoslavia și a dus de acolo enorm de multe cărți, încât la ora actuală mai avem din ele 22 de exemplare. Și le-a donat, firește, bisericii, și erau cărțile de bază pentru învățătură, pentru cultură, pentru școala respectivă. De asta, acest statut avea această școală, dacă se bucura de prezența acestor cărți. Și atât că ați ajuns la un număr de 6.000 de cărți, da, vechi și 30,
20.000 de documente. Ce puteți să ne spuneți despre tiparniță? Prima tiparniță Vai din de mine. România. Deci e un subiect pe care l-am putea dezvolta enorm de mult, pentru că noi suntem mândri că totuși prima tiparniță de limbă română e în Șchei. Ca excepție se cunosc doar două cărți care s-ar fi tipărit de Philip Mahler, Philip Moldovanul la Sibiu, în precedență față de Curesi. Dar în 1556, diaconul Curesi părăsește Târgoviște, cetatea de scaun a țării românești, și vine în Șcheii Brașovului într-o conjunctură teribil de nefericită pentru el și pentru noi. Apăruseră luteranii, calvinii, husiții, desprinși din catolici. Ei promovau în biserica lor limba lor și cunoșteau elementele teologice firește prin limba comună. În timp ce noi foloseam limba slavonă, secolul XI-XVI, un întuneric de cuvinte, cum spunea Curesi, vă dați seama de fenomen. Nea Gheorghe mergea la biserică, preotul păsărea în slavonă în altar, nu înțelegea nimic, Nea Gheorghe, dar nici popa. Și după 500 de ani vine și tipărește Curesi la Brașov într-o limbă la care nu vă așteptați. Orice filolog vă poate spune că o limbă devine gramaticalizată sau literară după 1000 sau 2000 de ani. Toate limbile de început sunt monolimbi. În ce sens? Numai substantive. Omul primitiv numea tot ce vedea. Vedea lupul oa, lup, vedea ursul oa. Când apărea ursul oa și fugi, domnule, munți. Și până se formeze complement, atribut, adjectiv, să gramaticalizeze un text, durea mii de ani. Și atunci, cum din prima carte a lui Curesi începe așa? Dacă am cetit, bine am socotit și am aflat că toate tălcuiesc și mie toate plăcură. Și am scris cu tiparul vouă, fraților românilor, să vă fie preînvățătură. Și vă rog, frații mei, să cetiți și bine să socotiți, că veți vedea voi înși vă că-i mărcăritarul și comoara ascunsă întrânsă. Găsiți vreo licență gramaticală? Textul e perfect gramaticalizat, dar e perfect literar. De când s-a scris românește? Vine întrebarea. Răspunsul n-are cum să vină, pentru că știm cu toții câte năvăliri barbare am avut în spațiul nostru geografic și ce făceau năvălitorii? Ardeau bisericile care erau din lemn și unde se găseau textele, că erau religioase, toate în biserici. Și atunci noi nu avem literatură scrisă, dar avem cele două argumente de care ne batem joc. Unul este limba și studiul de limbă nu-l face nimeni. De la Rossetti încoace, din perioada interbelică, n-a mai scris nimeni o carte de istoria limbii române. Și actual nu se fac studii de limbă română. Și avem argumente uluitoare. Uite, nu departe de noi, Juni, Brașovului. Știți ce strigă mergând stradal Călări? Hristos că este. Cum adică că este? E un termen grecesc, aneste, înseamnă Hristos a înviat. El strigă. Trec mai departe, spun Hristos v-a scris. Cum adică a scris? Hristos n-a scris la nimeni. La Maria Magdalena, pe nisip doar. Dar n-a scris la nimeni. Cum adică v-a scris? Termen slavon, v-a scris, înseamnă înviere. Deci au salutul pascal în greacă și, slavonă. Deci când au coexistat cele două limbi? Veacurile 4-6. Vedeți cum un termen lingvistic te duce în istorie? Și atunci eu vin cu Juni ăștia și spun, domnule, în veacurile 4-6 ei au conservat deja terminologia. Și atunci, de când sunt Juni? Și toate ritualurile lor, tradiții dacice și așa mai departe sunt. Dar cum funcționează această tiparniță? Cum funcționa mai exact această tiparniță? Deci știu din convingerile noastre, întrucât noi deținem matrițe de xilogravură, apreciem faptul că nu foloseau litera mobilă ca Gutenberg. Chit că Gutenberg tipărea cu 100 de ani înainte, 1442, la Köln, în Germania, la Mainz, în Germania. Curesi folosea xilogravură. De ce? Tipărea carte bisericească, într-un tiraj foarte mare. Era mai ușor să fac xilogravură decât ce? Sculptură în lemn. Fiecare matriță era sculptată în lemn. După ce ai făcut matrița prin sculptură în lemn, poți să faci un tiraj enorm, pentru că folosești aceeași matriță de mii de ori. Dacă ar fi fost să culegi fiecare pagină în parte, dura mult mai mult și nu făceai tiraj atât de mare. Ori Curesi a făcut așa un mare tiraj, încât la ora actuală avem extraordinar de multe cărți ale sale la Leningrad, Moscova, Kiev, Sofia și peste tot în lume. Cartea Curesiană a devenit imediat după tipărire un bun public, cu o circulație publică, cu o răspândire totală, că toți străinii se întreabă cum de noi azi avem limba din veacul XVI.
Auziți cum începe cartea a doua. Cartea ce se cheamă Evanghelie cu învățătură de tus patru evangheliști aleasă și de multe Dumnezeu scripturi și la toate bisericile lui Dumnezeu în toate duminicile asecetii, așeștere și la pran ce împărătești la altul sfinți spre învățătura credincioșilor oameni. Ce vă spune limba? Întâi odată vechimea și odată aspectul literar al limbii la vremea aceea. Și atunci toți se întreabă cum? Moldova și Muntenia sub turci, Banatul sub sârbi, Dobrogea sub bulgari, Maramureșul sub unguri, Ardealul sub austro-ungari, popoare diferite, limbi diferite, legi diferite, îmbrăcăminte diferite, comportamente și mai ales cult diferit. Cum de voi sunteți la fel? Cum de folosiți aceeași limbă în ciuda acestei structuri teritoriale diferite? Asta e datorită bisericii. Pentru că ea se întâmplă în biserică și vorbeam eu cu un japonez și am spus că el nu putea să înțeleagă fenomenul acesta. Zic, bă, dacă un cetățean din lumea satului stă 7 ore în biserică, că sunt situații în care se stă 7 ore în biserică, după 7 ore se duce să certe cu nevasta în altă limbă, tot în ea se ceartă, bă. Sunt la noi și în jurăturile bisericești, mă. Dumnezeu, Sfinți, Paști, toate sunt bisericești. Pentru cum a trăit în mediul bisericii și biserica e în sufletul lui și pe stradă și acasă. Dar și oriunde. Dar cât dura să se tipărească o deci, carte cu... Toate cărțile lui Colesi consemnează când a început-o și când a sfârșit-o. De unde am constatat că majoritatea cărților dura cam 6 luni, 7 luni, un an. Rare cărți care au durat 2 ani de zile. Cărțile mai... Și fiecare carte colesiană are circa 700 de pagini. Și l-a tipărit 39 de cărți, un palmarez editorial, că nu l-a avut niciun tipograf de epocă. Ceea ce este enorm. 39 de cărți. M-a întrebat cineva, zice, dacă ești preot, zice, de câte cărți ai nevoie? Păi dacă am liturghierul, octoi, humineu, evanghelial, cartea de predici și zbornicul, am toate cărțile de care am nevoie. Păi de ce a tipărit 39? Tocmai aici este fenomenul de neînțeles. De unde a cules Corese atâta literatură religioasă încât să tipărească 39 de cărți în condiții în care orice cult al timpului nu depășea 2 sau 3 cărți, cum se întâmplă și azi cu luteranii, calvinii, nu mai mult de 2-3 cărți. Și Corese vine cu 39 de titluri de carte. Vă dați seama ce a însemnat pentru poporul ăsta uzestre, de asemenea palmarez editorial, printr-o circulație a cărților și printr-o fixare a limbii și printr-o fixare a cultului și așa mai departe pe noi, că prin ortodox noi ne-am păstrat și unitatea lingvistică și unitatea teritorială și mai ales înțelepciunea. Încercați să citiți din orice carte de-a lui Colesi și vedeți la ce nivel se ridică înțelepciunea timpului. Adeseori ești bulversat de faptul că la ora actuală nu le ridicăm la valoarea înțelepciunii din aceste cărți. De ce? Pentru că el a preluat toată cultura bizantină. Deci tot cultura nostru e bizantin. Și cea mai mare cultură a lumii era Bizanțul. De ce? Bizanțul a practicat o politică, eu îi zic parșivă. În ce sens parșivă? Orice popor care venea asupra Bizanțului îl încreștina prin politică de muieri. În sensul că conducătorului de trib îi dădea o nevastă grecoaică frumoasă. Prin încreștinare și alia în loc de dușmani. Romanii făceau invers, se luptau cu toți și cădeau pe câmpul de luptă de trăznea. Și atunci toată cultura lumii s-a concentrat în Bizanț, ca dovadă și cele 7 sinoade ecumenice s-au făcut toate în Bizanț. Și noi am avut parte de această cultură bizantină și o avem și astăzi. Avem o istorie foarte frumoasă, dar din păcate se uită. Și revin la Muzeul Prima Școală Românească, din păcate, spun din nou, vizitată de foarte puțini turiști. Este, e pedeapsa noastră, poate nu știm să mediatizăm, poate nu știm să devenim mercantili, poate nu știm să canalizăm drumul spre noi. Agențiile de turism se pare că nu ne prea cunosc, sunt cu puține excepții de regulă. Cei care ne cunosc cu adevărat ne vizitează, dar majoritatea nu o cunosc și nu mulți. Nu puțin vizitatori au fost cei care, venind spre noi, au încercat să afle unde e prima școală românească și brașovenii nu știu să le spună. Exact, am văzut și material da, câteva persoane care nu știau. Nu știau unde e prima școală românească și nu știu și nici ce este. Deci intervine aspectul acesta al mândriei de brașovean. Care e mândria ta când îți vine
într-o instituție oaspeți din nu știu câte țări și tu ai la Brașov prima școală și nu zici haideți să vedem prima școală a noastră, unde e mândria. Mă duc la Dracula, la Bran, unde e o legendă atât de falsă și de favor. Și atât acolo merg mai mulți turiști. Foarte mulți turiști merg acolo datorită legendei cu Dracula. Deci au reușit să-și facă trendul prin această chestiune. Noi nu avem așa ceva pentru că la noi obiectele sunt statice, sunt în expunere, în vitrine și stau ca atare în așteptarea turiștilor. Dar cam câți vizitatori aveți pe săptămână? Mai mult de 100 nu. Mai mult de 100 nu. Deci cam câte cât are Branul, poate în câteva ore. Deci asta este adevărul. Ne confruntăm plus că muzeul trăiește exclusiv din taxa de intrare a vizitatorilor. O taxă simt... foarte mică. 5 lei, respectiv 10 lei. Să știți că unii vociferează spunând că chiar e mare. Nu toți spun că e mică. Deci 5 lei pentru copii și 10 lei pentru adulți. Dar comparați cu vizita la celelalte muzee de grandoare, nu vorbesc de, vorbesc de Peles, vorbesc de Brad, nu vorbesc de celelalte muzeele ale Brașovului, care sunt favorizate de Consiliul Județean și de Primărie și își pot permite luxul să aibă taxa de intrare de 2-3 lei sau nu știu, nu le știu la toate cât au taxa de intrare. Dar ne confruntăm cu această situație în care ne trezim că ne plouă prin tavane, ne trezim că se strică un zid, ne trezim că avem nevoie de intervenții. Recent am avut o satisfacție extraordinară, am terminat lucrarea de restaurare a clădirii depozitului de carte veche și ne-a costat 2 miliarde de lei. Am terminat săptămâna trecută să reparăm țiglele de la muzeu, ne-a costat 600 de milioane. Deci sunt bani pe care noi îi obținem prin taxa de exclusiv, pentru că muzeul fiind muzeul bisericii, întocmai ca cele 64 de muzee din țară ale bisericilor, n-au statut financiar, respectiv n-au plafon financiar și niciun venit de la stat, ci totul din taxa de intrare. Asta e tot venitul. Am ajuns la final și vreau să vă mai întreb dacă ne uităm istoria. O simt pe cont propriu și primul sector care mă deranjează că a fost profesor de 50 de ani, nivelul de cunoaștere în spațiul școlar. Deci, mulți dintre elevi, mulți dintre elevi care vin la prima școală mă ascultă că sunt cu minți. Noi avem elevi cu minți. Se uită la mine oare când termină asta. Deci, nu au pe ce pune. Că nu au o relație dintre ceea ce învață la școală și ce găsesc acolo. Și atunci aici este problema cu care mă confrunt. Pentru că acest sistem de internet și de toate formulele astea îl inhibă în relația cu realitatea. Nu observați că elevii noștri mai vorbesc între ei? Stau cu aparate. Da, exact. Pune-l pe un elev de a să țină o conferință. Nu poate să mai țină o conferință, pentru că nu mai au deschiderea aceasta spre cunoaștere. Și atunci, firește că mă confrunt cu această situație. Și am avea nevoie de mult mai multă educație. Da, să știți că eu am deschis aici un curs foarte, mă tot laud cu el, de paleografie chirilică. Iar elevii care vin la curs și văd că pot să citească în cărțile astea vechi, sunt atât de impresionați și atât de dorni să mai știe în continuare, încât cu adevărat am spus că asta ar fi o fericire la nivel național. Iată. Dar cine ne oprește să băgăm în școli un curs de chirilică? Cine ne oprește? Chirilica s-a folosit la noi 1000 de ani. Păi nemții au avut gotică, aceeași situație. Care copil de gotică? Să fie și interesați elevii să învețe. Da. Domnule părinte, domnule profesor, să nu spuneți director, că s-a terminat. S-a terminat, din păcate. Dumnezeule, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Doamnelor și atâta. Domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate. Să aveți o seară excelentă. La revedere!